Care ne-au oferit oameni și experiențe care ne-au schimbat.
Am venit aici pentru a ne bucura de devenirea fiecăruia dintre noi, absolvent, profesor și părinte. Fiecare dintre noi a lăsat o amprentă, oricât de mică, în viziunea despre viață și lumea celorlalți. Iar niciunul dintre noi nu mai este egal cu sinele de acum 4 ani. A fost, bineînțeles, o maturizare firească a adolescenților de ieri, absolvenții de azi. A fost, de asemenea, un timp care s-a așezat, la fel de firesc, în firele de păr ale domnilor profesori. Dar înainte de toate, am intrat toți într-un mare puzzle în care, printr-o dinamică permanentă, fiecare piesă a contribuit la modificarea celorlalte. Astfel încât, treptat, s-au format absolvenții de azi ai promoției 2017 a Liceului Teoretic Vasile Alexandrie. Din acest punct de vedere, aș asocia metafora pe care ne-a propus-o doamna Gabriela Lungu, care îi mulțumim că a acceptat să țină acest ultim curs festiv al absolvenților, cu ideea de sistem, acel ansamblu de elemente care interacționează între ele și cu mediul. Una dintre teoremele fundamentale ale sistemelor are un caracter ce poate părea paradoxal. Cel care controlează sistemul nu este elementul rigid, ci dimpotrivă elementul flexibil. Cu alte cuvinte, este acel agent care oferă suficient de mare libertate fiecare piese din fază și, în același timp, un sens comun tuturor acestor piese. Un astfel de bază este subsistemul pe care îl constituie acum clasa 12-a. Și ar fi fost imposibil să fie altfel, pentru că ne-am bucurat cu toții de onestitatea lui Adrian Savari și Georgia, de spiritul organizatorii ca Simone și al Andrei, de spiritul ludic al lui Francis și de cel critic lucid al Amaliei sau al Alexandrei Grădina. Am admirat toți talentul la desen pe care l-au demonstrat Elena, Andrei, Adrian Argin și Păpaș. Dar și putea să rămâșita lui Claudiu. Am apreciat toți capacitatea extraordinară a lui Vasile de a se adapta. Imaginația Diei Amarei și sensibilitatea Alexandrei Dumnezeu. Deschiderea Bianca din Echipor, dar și îndemânarea lui Tutoria. Ne-am luat cu toții de meseria Alexandrei Fonsă și am încurajat mereu puterea Bianca de a evolua și capacitatea lui de a se redresa. Perseverența sa bine și reflexivitatea Bianca în stans. Nu am uitat niciodată de firea voluntară a lui Cosmin, pe care îl felicităm că a fost în asta. Ne-am regăsit toți, mai devreme sau mai târziu, în întrebările existențiale ale lui Dragoș Alexandru, în divinitatea lui Ștefan, a lui Vani sau a lui Teo, dar și în firea rebelă a lui Cristi, completând cu zâmbetele sincere ale Domnicăi și ale lui Dragoș Andrei. Și-am armonizat abilitatea lui ei de a comunica cu intuiția Margaretei de a interpreta orice text. Toate aceste atribute au determinat nu doar definirea 32 de identități, cât și construirea unui sistem coerent și flexibil. Vă mulțumesc, dragii mei absolvenți, că m-ați primit în puzzle-ul vostru, unde nu am fost doar o piesă, aflată la întâmplare. Am avut privilegiul de a fi iubit și iertat. Am avut bucuria de a oferi flexibilitate și de a primi aceeași flexibilitate. Vă mulțumesc foarte mult că în drumul vostru spre maturizare m-am schimbat și eu, împreună cu voi și datorită vouă. Le mulțumesc domnilor profesori, tuturor doamnelor directoare și domnilor directori, care au îmbogățit și cizelat fiecare piesă în acest pas. Au creat punți atunci când acestea se disolau și sperăm noi s-au integrat în sistemul clasei a 12-a. De asemenea, le mulțumim în acest moment părinților care au vedeat înțelept și cu dragoste, răspunsând prompt și adecvat nevoilor pe care acest puzzle l-a avut. În loc de concluzii, recomand lectura sau recitirea unui text ce aparține scriitorului sud-american Julio Cortázar, un roman care, asemenea unui puzzle, poate fi citit și recitit de mai multe ori într-o ordine diferită a capitolelor. În mod similar, dragii mei absolvenți, după ce am închis ultima pagină a catalogului, putem reface puzzle-ul nostru de până acum printr-o nouă ordonare a pieselor. Astfel încât, excursiile pe care n-am apucat să le facem, romanele pe care nu le-am citit încă,
spectacolele pe care nu le-am vizionat încă să devină un pretext al unui nou tip de comunicare, cel al prieteniei dintre mine și voi. Vă mulțumesc! Bărțacu Alexandra Simona. Baciu Tudor Mihai. Benza Margareta. Borș Maria Monica. Bunaru Alexandru. Ian Tudor George. Dimitriu Lidia Ioana. Dâmbu Dragoș Alexandru. Frunză Diana Alexandra. Grădinar Maria Alexandra. Georgiana Teotana Burupaie. Ianu Ștefan Cristian.
Ionașul Cristian. Mihaescu Dragoș Andrei. Nastase Bianca Ioana. Eroul nostru de astăzi, Năsura Ștefan Cosmin. Nechipă Bianca Andreea. Onofrea Ninael Alexandra. Pova Elena Diana. Costelache Vasile. Roșu Francis. Șefe Valeriu Constantin. Teodorescu Iulia Elena. Venin Andrei Cătălin. Și Zelica Claudiu Șepan. Felicit încă o dată pe absolvenții de la clasa 12-a. Felicitări tuturor absolvenților.
profesori și vă urez mult succes în continuare. Mulțumesc! Be comfortable.